Mă numesc Augustin Semenescu, sunt profesor universitar la Universitatea Politehnică din București și sunt prezent cu o invenție din domeniul medical la Salonul Internațional de Invenții de aici din Timișoara, Traian Vuia. Este vorba despre o proteză destinată artrozelor sau fracturilor de șold și chiar a necrozelor de cap femoral. Avantajul acestei proteze este faptul că este mult mai mică decât ceea ce este existent în momentul actual și este mult mai ușor și mult mai bine tolerată de către organism. Anual, în Statele Unite sunt cam 6 milioane de astfel de proteze care se pun, iar la noi în România sunt de ordinul zecilor de mii. Comparativ cu soluțiile actuale care se comercializează, prețul de cost al acestei proteze, care e realizată sau din aliaje de magneziu biocompatibile sau din aliaje de titan, este de aproximativ 100 de euro, față de 300 cât sunt cele care se pun în mod uzual. Din echipa de cercetare, alături de colegi de mei de profesori universitari de la Politehnica din București, mai fac parte și medici, și ortopezi, și medici care au ca domeniu de preocupare toate aceste elemente legate de fracturile de șold și de înlocuirea capului femoral. Am fost cu această invenție prezenți la saloanele internaționale de la Geneva și la Bruxelles, unde am luat medalie de aur, iar la Bruxelles chiar am luat marele premiu pentru medicină. Acum cât timp? În noiembrie 2015, deci acum 6 luni, recent. Suntem în fază de prototip și așteptăm o persoană dornică să investească în ideea noastră, să realizeze în producție de serie, pentru că noi, ca cercetători, nu avem posibilitățile financiare pentru a realiza toate testele in vivo, in vitro, pentru a obține aprobările necesare de la Ministerul Sănătății. Ele au un regim special, toate aceste proteze. Ar fi benefic dacă cineva ar fi dispus să investească în acest proiect, întrucât toate protezele care se comercializează în România sunt aduse din import. Nu avem producători autohtoni. Deci acesta ar fi o zonă de nișă care ar aduce foarte mulți bani și care ar fi benefică pentru populație. Și prin crearea de locuri de muncă, și prin costurile reduse ale protezei vis-a-vis de ceea ce se folosește în mod actual, și printr-o mult mai bună toleranță a protezei în corpul uman, având în vedere că aceste proteze stau cam 10-15 ani până își definitivează rolul lor funcțional. Ne-am prezentat la Salonul de Inventic Traian Vuia la Timișoara cu mai multe invenții. Una dintre ele este îngrășământul magnetic, care după câțiva ani am reușit să obținem brevet de invenție pe el. Avem foarte multe teste făcute la institute de cercetare de profil. Deja avem câteva mii de utilizatori în toată țara, cu efecte extraordinare de creștere a producției. Avem produse pentru sănătate, centură magnetică, confecționată din piele în interior, având o folie specială din piele care acționează pe zona lombară pentru dureri de spate, pentru stimularea centrilor nervoși. Avem branțul magnetic aici, în cadrul târgului am venit cu branț magnetic versiune din piele. Avem două modele aici. Așa. Pentru ce este folosit acesta? Branțul magnetic este brevetat în România, stimulează punctele reflexogene de pe suprafața tălpii. În talpă avem corespondent pentru fiecare organ, care atunci când este stimulat relaxează organul. Prin câmp magnetic stimulăm organele și dispar durerile și omul se relaxează. De asemenea, avem pentru față, pentru doamne, pentru domnișoare, o mască magnetică energizantă, care, pe lângă punctele reflexogene de pe față, stimulează meridianele energetice. Tot corpul, după 10 minute de pus, purtat pe față această mască, se relaxează instant. Avem ecran antiradiație pentru telefonul mobil. Ecranează emisia de câmp magnetic care generează telefonul mobil, protejează împotriva radiațiilor. Brevetat în România, este invenție românească, a participat la Geneva, la Bruxelles, a fost medaliată, apreciată, acum așteptăm să o aprecieze și frații noștri români. Toate produsele cu care noi ne-am prezentat la Salonul de Inventică sunt în fază de produs finit. Avem un site unde promovăm produsele și comercializăm. Încercăm să facem costuri ca produsele magnetice Davidonii să fie accesibile omului de rând. Dorim să facem bine. Produsele noastre sunt taxate pentru sănătatea omului. Care să combată stresul? Care să combată stresul, să combată radiațiile. Toate aparaturile din ziua de astăzi emit câmp electromagnetic, radiații care sunt nocive corpului uman. Produc ioni pozitivi tot timpul și telefonul care agresează creierul. Inclusiv Organizația Mondială a Sănătății a specificat, din 2012 a anunțat că folosirea îndelungată a telefonului mobil poate cauza cancer la cap. Iar noi, prin această invenție, ecran antiradiație pentru telefonul mobil, încercăm compoziția care e înregistrată la OSIM, a fost confirmată de laborator din Anglia, ca element care ecranează emisia de câmp electromagnetic. Așa, o altă invenție cu care suntem încă prezenți în piață este amplificatorul cuantic. Sunt module care folosesc la reducerea de consum. Este un produs finit care, deși a fost, să zic așa, contestat de foarte multe persoane care nu se pricep despre ce e vorba, se dovedește că dă rezultate, reduce consumul dacă este aplicat pe motor, pe filtru de aer, pe furtunul de alimentare și pe rezervor. Noi oferim o garanție de retur pentru persoanele care folosesc și nu sunt mulțumite. În momentul de față avem aplicate pe flote de tiruri, pe motoare de 12.500 de cm3 cu capacitate de 600 de cai putere. Un alt produs cu care am venit, invenție, care este încă ținut la secret la OSIM, este doar un prototip, o machetă, este un dispozitiv de creștere a energiei combustibililor, se folosește în stațiile PECO, se aplică pe pompele de benzină, pe furtunele de alimentare, combustibilul, benzina, motorina, trecând prin acest dispozitiv, reușește rearanjarea moleculară și toate automobilele care sunt alimentate cu combustibil trecut prin acest dispozitiv se elimină noxele, pentru că arderea în motoare va fi completă. Ăsta este scopul.